Vlog, de data asta cu o comandă de la Ikea. O altă comandă de la Ikea, pentru că Tibi s-a hotărât să-și deschidă bar. Glumesc. Vrea să-și facă o zonă de bar, ceva de genul ăsta, acasă. Și s-a prins scânteia, bine, de mai de mult i s-a prins scânteia, dar dacă știți, săptămâna trecută am luat niște băuturi, un gin și o vodka, așa mai deosebite, și a zis că vrea să le expună, ca la muzeu, așa că am luat un fel de cărucior sau ceva de genul, pe care o să-l transformăm într-un bar. Aici presupun că este căruciorul care trebuie asamblat, evident. Aici am luat o ramă care pare destul de mare pentru o hartă pe care o avem noi pusă deasupra patului și pe care am zis că o rămăm de când o avem, adică de vreo 2-3 ani și n-am făcut-o, dar acum am luat ramă și sper să fie ok. Și aici chestia asta este un fel de suport pentru unitatea centrală, un suport cu roți, să fie mai ușor de mutat, mai ales când vrei să ștergi praful și așa, și sper să fie ok, mi se pare mică. Dar hai să vedem. Am zis înainte să punem roțele, să vedem dacă intră sau nu, ca să știu, să nu muncim degeaba. Pleacă, hai. Merge? Da, uite-le, că mai ești spațiu. Și pentru ce-s aici? Nu, serios. Nu, intru perfect, deci e la fix. Super. Astea sunt luminițele pentru discoteca noastră din casă de un an de zile. Da, dacă da. Nu mai ieșim da. În oraș, avem discoteca în casă. Jazz, aprobi, aprobi. Da, hai să montăm rotițele. Da, e dubios. Deci avertizare, eu n-am făcut Lego când eram mic. Are găurile astea unde ar trebui să fie șuruburi, gen. Dar aici nu mai are. Auzi, au luat și ăștia celule, mai rămas niște roți, o bucată de tablă, nu știu ce. Aici și bam, hai să mai vin. Hai să mai vine un produs. De șuruburi și stă așa, dar nu stă. Da, prea stă. Dubios. De patru cui. Și nici în instrucțiuni nu arată că ar trebui șuruburi. Blum. Andreea e deșteaptă, ca de obicei. Și au găsit o soluție. Cred că se ridică bucata asta de... să blocheze da? Roata. Adu ceva care se ridică în bucata asta. Trebuie ceva mai da, serios știu. De atât. De aici. Facul, facul românesc. Da, deci focalizarea la camera asta pleacă, pleacă tare. Da, așa arată și aici. Dar mi-am dat seama înainte de a mă uita pe instrucțiuni, da? Hai să mă laud și eu aici. Am stricat asta. Da, bravo. Da, bravo. Eu ți-am zis. Mulțumim, Jez. Dacă n-ai nu s-o super, super. Chiar e foarte faină invenția asta. Și a fost 25 lei. Mi se pare ok și ca preț. Acum, hai cu acumulitatea la plin bani. Stai să văd unde o prindem. Uite, vezi, n-ai un s-o prins. Vezi că se supără Jazz. Da, și mai trebuie să o scutăm. Exact, idei bun. Aderența. Jazz, no, hai, merge bine. Până scoată cablurul din pereche. Aole, deci cablura aia de acolo, da. Imaginați-vă când n-ați văzut nimic în partea aia, da? Da, deci ăsta e colțul meu, trebuie frumos. Da, așa. Da, cam ăsta este primul produs. Hai să... Chiar e fain, tot. Da, da, eu ți-am zis, adică m-am văzut. Da, știu. Așa, și uite și pe lung se potrivește perfect. A, vine la fix, nu, nu pot să văd direct. Și tare, da, uite. Și, a, și mișcă super. Super ușor, da. A, da, poți să scoți, să ștergi da. Super, prima achiziție. Checked. Următorul e căruciorul. Aici o să fie mai mult de asamblat. Hai să vedem. Ok, hai că aici e mai multă treabă. Hai da. Să vă arăt. Așa ar trebui să fie la final. Am mai văzut ideea asta prin online și pe Pinterest. Gen de mini bar acasă. Fac o cursă. Și am zis, da, hai să încercăm și noi. Mă rog, Tibi a venit cu ideea, de fapt și de drept. Hai la montat. Așa arată montat, plus dezastru din spatele lui. Da. Cam asta e și avem două sticle mari sticlă și late. Acum. Așa. Super. Și atât. Nu știu unde o să-l punem când mai am la el, dar... Da. Hai că ai mai scos două chestii. Tu, niște țuică ceva. Dar astea cam, nu-i foarte adânc asta, știi? Sper să... La înălțime spui, nu? Da. Mai bine... E, dar le mai reorganizăm după aia. Da. Ce are? Gata. Bine, dacă stă într-un loc fix și nu îl muți... Păi, dar e o stabilitate. Sugerez... Testul de cutremur. Ok. Ia, stai un pic. 6 grade. Ok. 7 grade.
O luat-o De ce rezistă? O luat-o razna. Hai, te rog. La pat lângă cap. Da, mersi. Și vede cum treci de cablu. Este o problemă, nu treci de cablu. Hai, ridic. Puniți mușchi la contribuții. Hai tu, nu-l dă-mi dormi. Da, dimineața când mă trezesc. Tot. Uite, loc bun ai găsit, stai să-ți vezi. Perfect. Îți explic. Hai ce zi. Mă trezesc, frumos. Mă izvesc din greșeală de el. Și văd că n-am o sticlă aici. Cum poți să începi ziua mai bine? Doamne, ferești. Jez, stai tu la tu o raznă. Știi cumva ce s-a întâmplat cu el? Ia, cu mână, trebuie să dorm cu mâna pe el ca să știi că e acolo. Aici, da, bine, să nu fugă cumva pe da. Da. Deci unde îl punem totuși? Nu știu. Da, bravo. Nu sunt în poziție. Da, dar hai să scoatem de aici tot. Măcar o noapte? Nu. Să spunem că i-am găsit o poziție temporară. Tot lângă mine. Tot lângă tine. Aici am birou, dar tot nu sunt mulțumită total de cum arată. Da, mai vedem. Ideea că în living nu prea mai avem să-l punem. Ideea mai avem loc. Singura, mulțumesc că ai trecut în cadru. Singura soluție ar fi pe lângă calorifer, ceea ce, da, evident că nu este o idee foarte bună. Și a mai rămas rama, care arată cam așa. Are 60x90, ia să vedem. Mă scuzați, 61x91, ca să fiu mai exactă. Și să vă arăt și harta. Asta este harta, este pusă deasupra patului, cred că ați mai văzut-o voi, poate prin clipuri. Și ea are 60x80, din ce am măsurat eu. Deci rama e mai mare, așa că o să-mi trebuiască niște bandă dublu adezivă, de care nu am momentan, așa că nu pot să mă ocup de ramă astăzi, ca să o lipesc efectiv pe cartonul ăla din spate sau ce are acolo, pentru că fiind mai mică nu o să poată să fie prinsă exact în ramă, fix în ramă. Și oricum, nici nu știu ce are deasupra, plastic sau sticlă, în fine, o să trebuiască să dispară, pentru că este o hartă rezuibilă, dacă puteți vedea. Și, da, trebuie să avem acces la ea, dacă punem sticlă deasupra, nu o să mai putem răzui când o să mai mergem prin diverse călătorii. Da, ea a stat prinsă în pioneze de genul acesta de vreo 2-3 ani, v-am spus, de când o avem. Și au mai căzut pionezele astea și tot le-am prins. Și am zis că acum, hai, gata, luăm o ramă să fie pusă ca lumea aici și să sperăm că nu o să ne cadă în cap. Cam așa arată harta deasupra patului, o vedeți în spatele meu, dar cu siguranță o să arate mult mai bine când o să fie pusă într-o ramă. Însă nu știu când o să ajung într-un magazin ca să iau o bandă din acea dublă adezivă ca să pot să lipesc, așa că o să amân puțin acest proiect. Odiseea minibarului continuă și am găsit un alt loc unde stă mai bine. Se încadrează perfect acolo, față de cum era prima oară și Tibi a ținut să-și pună și brandul aici, că na. Și focus la bar la Tiberiu, da? Ca să știți unde veniți data viitoare când vreți un gin tonic, un cocktail, ceva. Vreau să vă fac un update și referitor la un produs din comanda trecută de la IKEA. Și este vorba despre această pernă lombară, care e ok-ish. Nu pot să spun că m-a ajutat chiar foarte mult, deși este confortabilă, clar e mai ok cu ea pe scaun pusă la spate decât fără, însă cred că mie îmi trebuia de fapt o pernă pentru șezut sau o combinație între o pernă pentru șezut și perna asta pentru spate. Așa că m-am întors la scaunul din bucătărie, care momentan este mai ok și mai confortabil pentru mine decât scaunul acela de birou pe care l-aveam și am dat comandă de alt scaun până la urmă. Da, am zis că nu mai are rost să mai stau să-mi iau alte perne, hai să încerc și cu alt scaun să văd cum este, poate e mai ok. L-am luat de pe Vivre. Problema este că ajunge în 2-4 săptămâni, deci mai durează. Prin aprilie o să vină, dar sper să fie ok și să fie ce-mi trebuie. În altă ordine de idei, am să închei vlogul aici, pentru că vreau să încerc să fac o chestie, și anume să fac vlogurile mai scurte și concentrate pe un singur subiect, hai două, ca să nu mă mai lungesc atât și să mă pierd în detalii, să vorbesc de 1000 de subiecte și hai să vedem cum merge și treaba asta, așa că astăzi încheiem aici și mâine poate începem un alt vlog. Ca de obicei, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut ce ați văzut și ne auzim la vlogurile viitoare. V-am pupat! Pa!